Salutare toată lumea, numele este Andy și bine v-am găsit la un episod din seria asta de Minecraft, mult prea iubita voastră serie. Dacă vă place această serie și vreți să o țineți, nu uitați să apăsați și voi un like. Grasule, ce-mi dorpează și mie așa? Ah, gata, aș deveni, nu știu ce are. Fraților, astăzi mergem să luăm submarinul, să ne plimbăm cu el. Grasul merge ca o cizmă. Ce merge, bă, ca o cizmă? Măi, fraților, eu mi-am stricat calculatorul. Mi se mișcă lăguit. Bă, dar în cât stă ție, mă, procesorul acum? A? În cât stă ție procesorul acum? Bă, nu stă mult, dar nu știu ce se vede prost. Stă în 8,5. Și la mine fix la fel. Dar nu știu ce se vede prost, adică până acum nu mi s-a văzut niciodată prost pe ecranul principal. Adică mi s-a întâmplat să mi se miște prost filmarea. Dar pe ecran nu. Acum vine, uite, am zone în oraș unde îmi face așa. Uite, aici nu face, de exemplu. Nu știu ce se întâmplă. Trebuie să mă duc să văd, să schimb pasta de la procesor. Probabil aia e problema. Sper să fie aia problema. Să sperăm, fraților, astăzi noi ne-am cumpărat niște chestii șmechere și ca să vedeți, e iar noapte, chiar ora 23. Asta apărut în fața mea. Ia uite-l pe al meu acolo, așa. Mersi. Aha, că al meu dispărut. Nu, al meu-l văd. Vă vezi că ăla e al meu de acolo. E al meu. Vă vezi că ăla e al meu. Păi dacă mi-arată pe mapă că e al meu. Păi și dacă mie aici mi-arată că ăsta e al meu de aici. Păi nu ăsta de aici, e de-l colo, așa. Fraților, luăm submarin. Păi hai, mă cheamă-l o dată. Păi l-am aici, am. Mergem acum cu lecturatul la explorat de creaturi subacvatice. Normal. Cum ar fi mama natură. Vreau să submarinul ăsta e diferit de ce... Da, de da, ce da, da, e mai micuț. Da. Dar merge mai repede, parcă. Și mai pătrățos ăsta, văd. Dar nu mă lasă să văd din interior. Nu ne lasă, a... Dar cum îl bag, bă, că la fund? Ca pe elicopter. Cătărălă. Ba, mă lasă-mă să văd din interior. Da, bă, da. Ia, stai să vină cu aia. Ce faci, domnule, mergea? Ia, uite. Din cătărălă, îl la jos. Da? Da. Aha. Și din shift ridici, grasule. Bine, hai să mergem să explorăm minunățile naturii. Dar în first person sau așa? Băi, eu vreau un first person, că-mi place. Da, pe la asta oricum pe aici nu se vede mare lucru. Așa e, mai bine se vede din altul. Grasule, când nu mai avem o știu așa de mulți bani încât să mergem într-o stațiune de lux, încât să ne permitem să închiriem două submarine. Grasule, dar mi-ar fi frică cu submarinul, știi că mi-e frică. Nu mi-ar fi frică. Bine, dacă s-ar controla simplu, da. Da, așa, dacă aș avea de apăsat 30.000 de butoane de ăștia, na, du-te, bă, că eu mor cu ăsta. Nu e, mă, nu-mi e nume de butoane, mi-e de faptul că dacă se sparge, pa. Ieși afară și care-i problema? A, e, îl... În apă? Mi-e frică de rechin. Păi nu mergem și noi în larg, bă, nebunule. Bă, ce căcamă te lovesc pe aici? Și eu... E buruieni ăștia, te lovești? Nu, e apa mică. Haide cu el în larg, bă, enervează că ți-l dă acolo și trebuie să mergi mult până în larg. Hai, Andrei. Mamă, ce m-a lovit cu el. Băi, mai ajungem, mă, cu ăsta. Ajungem, mă, ajungem. Bă, ce m-a lovit cu el. Mama mea! Bă, dacă de frumos e să-mi bat piciorul. Dar ia pe-am murdat rămâns, s-au pișat ăștia în ea. Tu, păi, tu știi, bă, că tu e ca și pe tine. Hai, bă, 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 dar ce mergi să-și mă așa încet? Păi ia apa mică, mă. Păi și ce? La mine nu e apa mică. Bine, eu merg pe la suprafață acum. Eu nu, eu merg numai sub apă. Grasule, știi că există un submarin care poate sta sub apă, cum știu, câți ani, fără să fie nevoie să iasă odată la suprafață? Da. Deci are oxigen așa de mult în el și tot. Grasule, hai, dacă ai ajuns mai larg. Da, mă, da, și eu ajung acum. Mamă, nu se vede nimic, mă, ce-i cu marea asta, mă? Hai mai în larg. Da, nu se vede nimic, nici aici, nici în larg. Deci, bă, nu mai... nimic, efectiv, nimic. Nicio. Bă, dar... nimic nu văd. Bă, dar e cam ruginită asta înăuntru. Grasule, dar dacă îmi spargi tu mie parbrizul, mă uineca oare? Dar nu mă las să iau arme. Păi nici pe mine, da. Grasule, hai să mergem în largă, să coborâm pe la cea mai mare de presiune, să vedem dacă se face cutie. Nu înseamnă că nu se face cutie.
Dar nu văd nimic, am pe nici la fund nu văd unde sunt. Bă, nu mai dai din first person, dai din... în third person, că vezi mai bine. Explorăm oceanele aici, mă, cate, ce puteți să-mi găsim pe aici, grasul? Cine știe ce creaturi mistici ar fi aici? Grasule, lasă-l în jos. De tot. Îl las. Hai să ne vedem amândoi. Aoleu, și că ajungem la Crash Dev. La ce? Aici unde sunt eu acum zice că warning, cred că mai jos nu pot să mă... să mă duc. Cred că se strică, mă, mâncați-aș. Da, bă. Unde ești? Ia uite, mă. Dacă tu ești mai sus. Mă las și eu jos aici. Hai că acum, că mai văd ceva. Bă, dar apăște-mă becurile alea. Nu, bă. Ia, hai, mă, și mai jos. Vreau să le murim. Stai un pic să mă dau jos măcar. Ia uite, mă, că lasă, stai că vin pe lângă tine. Bă, ce-o luat la sus, bă? Ia urcă de aici cu mine. Ce faci? Ia urcă, bă, dar tu ai costum, mă, de ca să scafandru, mă? Da, bă. Ia uite, mă, salut. Ce faci? Bine. Ia, stai așa să mă uit eu în first person, ia, vino. Stai. Dar nu înțeleg, se controlează ciudat rău, nu mă lasă să vin spre tine, ia. Ce căcat are, mă? Aha, hai că vin acum. Ha, mai vino. Veni, trecui prin fața ta. Păi mai vino o dată și stai aici, în fața mea, stăm în față, în față. Dar nu știu ce are, se controlează ciudat, eu te dau să vin spre tine și nu vine. Aia, nu știi nimic. Pe bune vorbesc. Grasule, ia încearcă să te uiți, să te urci în submarinul meu, poți? Ia, nu cred că mă lasă. Al meu la suprafață, dacă mai ușoare. Tu te cu el mai jos să vezi dacă se strică sau dacă face ceva. După aia, poate, dacă nu o spun la suprafață, ajungi. Cu puțin noroc. Nu mai coboară, mă. Mai coboară? Ba da, dar așa ușor. Coboară, că și eu cobor după tine. Ia. E foarte ușor. Bă, ce să-mi ia din viața mie? Presiunea! Se îndoi, bă, mâncați așa ușor. Și mă omorâ. Bă, zi, bubuiș. Păi și eu acolo jos început să-mi ia din viața deja. Dar l-a văzut e la motor cum începuse să se spargă. Mă ridic și sus acum. Unde e mâncat așa marinul? Bun cât de jos coborâi, bă! Păi la mine mă omoram. Hai, grasule. Pacific Ocean. Băi, oceanul Pacific ăsta, grasule. Da? Ia să închem o mașină de la mecanic și am pace. Bă, da, coborâ ceva, asta trebuia să fie mor de mult. Păi omoară-te, bă, nebunule, nu te mai chinui să mai urci. De ce? Păi, dar până ajungi tu pe plajă, omoară-te. Păi gata, că mi-a ajuns la submarin. Grasule, hai că e noapte aici, în stațiune, ca vipurile, cu mașinile. La Costinești? Da. Unde e? Eu stai aici, e în parcarea asta șmecheră. Eu vorbesc pe tine. Fă-mi loc, că vin cu submarinul. Ia, hai să fac ceva, și la noi la mare nu este permis. Ce? Să intru cu mașina ta pe plajă. Nu e permis, a? Nu ai voie, păi amenda mare, mâncați-o și e vreo 50 de milioane. Dar de ce oare? Până ai? Bă, într-un fel e pe logic, pe toate așa mâncați așa dacă te-ar lăsa să intri cu mașina ta pe plajă. Ar veni toți cu mașinile pe plajă. Și lasă asta, dar toți așa mâncați așa, te-ar veni toți aia jmecheri cu BMW-urile lor să facă grătare și cu manelele în blană. Îți dai seama. Așa e până la urmă, dar uite acum cum nu e nimeni. Văd ce se învârte bergea cu BMW-ul lui. N-am BMW, am corvet. Vreau să le vin. Ia, ia, stai așa, stai acolo. Stai acolo, fără mișto. Nu te da jos. Bă, ești nebun? Grasule, tu vezi? Se repară, mâncați-și. E blindat. Ia să vedem.
Stai așa, că nu scăpași. Stai așa, că mai am o armă secretă. Aoleu. Stai așa, să-l iau și pe ștătire. Sniper, ia-mi treacă cu sniperul. Ok, urmează și ăla, dar asta nu mai puțin. Frate meu, dar încearcă aici, crește tu. Mă, ce faci? Nu așa, cu sniperul, bă, că așa poate bubuie. Nu merge mâncate. Dar asta stai un pic să mă uit din first person. Ia, drage. Pe la aia bubuie aparent, dar ăla nu trece geamul pe el. Bă, dă-ți seama grasul ce geam trebuie să aibă ca să coboare jos. Vai de capul meu. Dar tu ce mai mâncați și că ăsta are nevoie de geam de la gros cât... Ce ai, bă, ești nebun la cap? Ceacra ta. Ce? Ceacra ta. Mai gros. Pe lungim. Mă, fără mișto, de cel puțin cred că 10 cm. Zice că ceacra ta pe lungime. Nu, apelați-mi dacă pe lungime, eu vor aici în metri. Da, da, da. Ia uite, fraiere, ce frumos sunt eu îmbrăcat. Hai să-mi schimb și eu hainele. De unde? De la un magazin de haine. Hai bă, mama mea, bă, grasule, bă, dacă te-mi place că mașina asta. Dacă aș avea o, bă, în realitate, aș agăța cu ea. Pe mine. E bine și așa. Știi vorba aia, compania ce-o plătești? Este? Ce creasonează, mă, vără, stai un pic să spun un oi cu ei, că tu ajungi. Nu știu dacă mai ajungem întregi acolo. Poate cum se vede orașul. Și Bercea a vitezomanul Gica. Știi cum zic? Vitezomanul Gica și-a luat mașină mică. Mă duc aici la Bingo. Îmi iau Bitcoin. Ia-ți. Ia-mi și mie unul. Bă, de ce trăsești, bă? Ce trasă, mă? Păi să sperie asta. Nu trăsă, mă! Păi să sperie asta, a făcut ceva înseamnă. Uite ce prost. De ce ești prost? Hai, lasă, te duc în altă parte. Nu fi prost. Nu fi prost. Ce poți să ai la un om incult? Îmi pusese ținta pe altă mașină, ați-o dat dus ție. N-are ce, omul fraților n-are mamă, n-are tată. Ce să fac? Așa faci. Are mamă, n-are tată, las că ai tu. Păi eu am, bă, că eu am părinți care mă iubesc. Nu te-am învățat să tragi și nici măcar cu armă. Ești pe el, ce mă, ți-ai cumpărat un sniper? Păi da. Păi ce-s mai prost? Se dă du pe pasiv mod. Tu singur, stai așa că ești acum. Se dă du pe pasiv mod. Jocul. Fetița. Mă nu singur joc. Le buș. Da, aș din gură. Fraților, cam atât cu acest episod, nu uita să apăsați butonul. De ce mai tași că ești prost. Am mai să le bat. Fetito, nu mă mai bat că mi-e foame, pa.